Liviu Giulei, una dintre cele mai proeminente personalități ale culturii românești, important regizor, scenograf și actor de uriaș talent, formator de trupă și conducător de teatru, s-a născut la București la 7 iulie 1923. A urmat cursurile Conservatorului de Muzică și Artă Dramatică din București și ale Facultății de Arhitectură, potrivit dicționarului membrii Academiei Române, 1866-2003. Ca actor a debutat în 1945 la Teatrul Mic, alăturându-se apoi echipei Teatrului Municipal din București, mai târziu Teatrul Lucia Sturza Bulandra. Aici a debutat în 1957 ca regizor, montând piesa Omul care aduce ploaia de Richard Nash, potrivit Bulandra.ro. A fost director al Teatrului Lucia Sturza Bulandra între 1963-1972. Între piesele în care a jucat se numără Visul unei nopți de vară, Cei din urmă, Copiii soarelui, O scrisoare pierdută, Moartea lui Danton și altele. Din 1967 a lucrat și în străinătate, în diferite teatre din Germania, Franța, Marea Britanie, Italia, Olanda, Canada, Australia și SUA. S-a stabilit în Statele Unite ale Americii începând din 1980. S-a întors în țară după 1989, regizând o serie de piese celebre. A fost numit director de onoare al Teatrului Bulandra în semn de recunoaștere a meritelor sale extraordinare aduse scenei și ecranului românesc. Ca arhitect a contribuit la reconstrucția scenică a Teatrului Lucia Sturza Bulandra și a lucrat în calitate de consilier pentru tehnica de teatru la construcția teatrelor naționale din București și din Craiova. A realizat ca scenograf decorurile pentru mai mult de 170 de spectacole de teatru și operă din țară și din străinătate. Dintre spectacolele realizate, momente de referință în istoria teatrului românesc, amintim opera de trei parale, Moartea lui Danton, Macbeth, Lyons și Lena, clipe de viață, O scrisoare pierdută, Azilul de noapte, Pescărușul, Furtuna, Visul unei nopți de vară, Hamlet, Șase personaje în căutarea unui autor, Henric al IV-lea. Activitatea sa ca regizor de film i-a fost răsplătită fiindu-i decernat Globul de Cristal, marele premiu al festivalului de la Carlo Vivari în 1960 pentru filmul Valurile Dunării și mai târziu premiul pentru cea mai bună regie a festivalului de film de la Cannes în 1965 pentru filmul Pădurea Spânzuraților, care a reprezentat apogeul experienței regizorale filmice a lui Liviu Giulei. În octombrie 2006 a primit titlul de membru de onoare al Breslei Arhitecților, acordat de Ordinul Arhitecților din România. I-au mai fost decernate premiul Uniter pentru întreaga activitate în 1996, premiul de excelență la Gala Uniter în 2001, marele premiu Prometeus, opera Omnia în 2002, premiul Uniunii Cineaștilor din România pentru documentarul Cu gânduri și cu imagini din 2006, premiul pentru întreaga carieră acordat cu prilejul Festivalului Internațional de Film Bifest în 2008 și altele. În 22 iunie 2009 a fost lansat la București volumul Liviu Giulei, Cu gânduri și cu imagini, carte ce cuprinde schițe de spectacole, fotografii și însemnări ale marelui regizor de teatru și film. Un capitol este dedicat și activității de arhitect a lui Liviu Giulei, cuprinzând schițele făcute pentru modernizarea mai multor săli de teatru din România anilor 60-70. A fost membru corespondent al Academiei Române din 12 martie 1992. Marele regizor Liviu Giulei a încetat din viață la 25 octombrie 2011 la München, în Germania. La 7 iulie 2012, la Teatrul Bulandra a fost dezvelită o placă comemorativă în onoarea maestrului Liviu Giulei, unul dintre cei mai mari oameni ai teatrului ai secolului 20, în ziua în care artistul și-ar fi sărbătorit ziua de naștere. Povestea maestrului Liviu Giulei se identifică până la a se confunda cu cea a Teatrului Bulandra, în care s-a afirmat și a lucrat, influențându-l cu spiritul său în modul cel mai subtil și profund, impunându-l ca un teatru de avantgardă și de elite artistice, preciza într-un comunicat Teatrul Bulandra. La 14 decembrie 2012 i-a fost decernată In Memoriam o stea în Piața Timpului din București, care a fost dezvelită de fiul acestuia, Thomas Giulei, regizor, producător și director de imagine.